Bine, v-am găsit, dragi omașcani. În perioada 1-3 decembrie s-au desfășurat campionatele naționale de învins din culcat, probele clasic și echipat implicit Olympic Special, Special Olympics, în orașul Beiuș, sub egida Federației Române de Powerlifting, condusă de domnul președinte Panazan Ovidiu și domnul vicepreședinte Cazacu Sorin. Alături de mine, o parte din membrii echipei CSM Roman, care am participat la respectiva competiție număr de 7, dar aici suntem prezenți doar 4. Am venit să vorbim despre rezultatele sau să facem un bilanț asupra activității desfășurate la aceste campionate. Și o să dăm cuvântul colegului Cătălin Bandol să povestească ceea ce a făcut el acolo și cum s-au desfășurat lucrurile. Bine v-am găsit, Romașcani. Perioada 1-3 decembrie am participat la campionatul național de la Beiuș Powerlifting, unde au fost un număr foarte mare de sportivi. În prima zi a competiției, pe data de 1, eu am câștigat locul 1 la Master 2 și locul 3 la Open. Așa, iar pe 2 decembrie, Master 1 locul 1 și Master Open locul 3. Eu vreau să mulțumesc domnului președinte Panazan, domnului vicepreședinte Cazacu Sorin, domnului organizator Lupaș Florin, care a făcut o organizare foarte frumoasă și plăcută și mai ales de ziua României a fost ceva fenomenal. Vreau să mulțumesc CSM-ului, colegilor mei de echipă, antrenorului și cam atât. Mă numesc Novac Ionuț Alexandru și sunt de la liceul EPS Roman. Am acaparat medalia de locul 1 împins culcat la piept și atât. Mă numesc Țiganuș Gheorghe Ciprian Junior, sunt eleva al liceului cu program sportiv Roman. Am participat la campionatul național împins din culcat din Beiuș. Am obținut la echipat locul 2, la clasic locul 3. Mulțumesc domnului profesor Dascăl Alexandru și al colegilor mei. Și în următoarele concursuri voi veni cu medalii cât mai bune și De asemenea, din lot a mai făcut parte antrenorul echipei Dascălu Alexandru, care a luat locul 3 la echipat la proba împins din culcat. Ianis, un tânăr de în echipă la categoria 59 de kilograme și desigur l-am avut din nou pe George Paraschiv, care la fel a obținut rezultate foarte bune. Sperăm în anul care vine să participăm cu același aplomb și cu aceeași energie și stipulăm faptul că într-adevăr acest campionat a fost plin de reușite. Personal am obținut o medalie de aur și una de bronz la echipat, una la Master 2 și una la Senior și locul 2 Open, la clasic locul 1 și locul 3 la Open. Mulțumim din nou Federației Române Speță, domnului Panazan Ovidiu și domnului Sorin Cazacu și organizatorului Lupaș Florin și întregului staff al Federației și de asemenea mulțumim conducerii CSM Roman, care ne-a asigurat logistica necesară și condițiile de antrenament la sala Ozer Golden, sala domnului Jean Axoi. Acestea fiind zise, vă mulțumim pentru atenție. La revedere!